Vă salut pasionați ai sporturilor extreme și nu numai. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o zi destul de importantă pentru ATV Rum Timișoara. Au sosit primele unități Husqvarna și KTM. De astăzi oficial o să avem, practic de săptămâna asta, după ce vin montate, o să avem în showroom-uri, în showroom-ul din Timișoara, Husqvarna KTM. Am adus un 390 Adventure de la KTM, Var Pilon de 125. Ăsta e CF Moto de 1000, ce o să-l avem la drive test, ce o să fie practica meu. Overland-ul, tocmai a ajuns și el. Aici azi l-a reparat câteva unități. Mai avem Var Pilonul de 400. 890 Adventure-ul și un Husqvarna, ăsta acum începem să-l montăm, un Enduro de 300. Toate astea o să fie în showroom-uri, în showroom-ul nostru și în toate showroom-urile din țară, ATV Rom, ușor, ușor, cam toate showroom-urile o să aibă aceste unități pe stoc. Sunt undeva la 6 unități, 2, 3. Da, urmează să mai ajungă un 390 Duke. Am adus un 390 Duke. Ăla n-a intrat în transportul ăsta. Plus că o să mai aducem și alte unități. Deci o să avem vreo 10-15 unități KTM Husqvarna și gaz-gaz. O să vă arăt după ce se montează cum arată. Și chiar, no, să sperăm că o să fie o colaborare de succes cu cei de la Husqvarna și de la KTM și gaz-gaz. Cred în produsele astea, sunt niște produse foarte faine, foarte tari. KTM-ul îl știți prea bine, este renumit în lumea moto, motocross, și la fel și Husqvarna. Practic Husqvarna, KTM sunt cam aceleași produse. Gaz-gazul diferă un pic, dar toate trei cumva împreună, să zic așa. Vă așteptăm în showroom să le vedeți, să le testați. Ușor, ușor o să aducem și la drive test. Și vă așteptăm cu mare drag. Revin cu un clip după ce sunt gata asamblate. Să aștept puțin cross-ul respectiv. Și să le vedeți și voi live. Și sunt gata montate toate motocicletele care au venit în prima tură și vă fac așa o scurtă prezentare a fiecare dintre ele. Și avem așa, primul și cel mai mare, avem un KTM 890 Adventure. E varianta asta pe portocaliu. Nu intru așa în detalii la fiecare, doar vă prezint cam ce am adus în prima parte. A doua motocicletă ar fi un KTM tot Adventure 390. Asta e alb cu portocaliu. A treia motocicletă tot de la KTM. Avem un 390 Duke. Ăsta practic e un naked. Ce am observat la ăsta, că e foarte, foarte manevrabil și 390 Adventure-ul. Și 890 Adventure-ul se simte foarte ok. Eu mă dau pe un Aero 1250 GS și când te uși pe 890 de la KTM Adventure-ul, ți se pare foarte manevrabil. Față de BMW, BMW-ul e mai greu, mai masiv. N-am urcat încă pe un 1290 Adventure, să vedem exact cum e, dar urmează. Bun, aici în spate avem de la Husqvarna Svart Pilon, am adus două Svart Pilon. Ăsta e de 125. Ăsta se poate conduce cu categoria A1. Deci, cei care face școală la 16 ani, avem motocicletă și pentru voi. O motocicletă așa cum va
retro, dar totuși modernă, cu LED și așa mai departe. Și lângă un Husqvarna Svartpilen de 400 cm cubi, 401 se numește modelul. Practic cam aceeași caroserie, doar motorizarea diferă. Încă e în stadiu de montare, deci în progres. Să sperăm că o să-l terminăm și pe ăla. Un Husqvarna T300. Ăla e un enduro cross. Și aici avem motocicletele ce ne-a mai rămas pe stoc de la CF Moto 650NK și un 250NK. Urmează să ne ajungă 650MT, 300NK și 300SR. Cam astea ar fi motocicletele care le avem momentan pe stoc, urmând să aducem și alte unități, iar dacă cineva dorește și nu avem ceva pe stoc, se poate aduce la comandă fără nicio problemă. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare. Vă doresc mulți kilometri petrecuți în off-road, fără evenimente.